cred că povestirea mea o să fie pentru cei mai mari. Uite că mai vin și copii. Ok. Bună dimineața, copii. Dar unde sunt copiii ceilalți? O să piardă ceva ce n-au văzut niciodată. Voi știți ce e asta? Ia spune tu, ce este? Pumpkin. Cunoașteți și dumneavoastră, nu, noi îi spuneam dovleac. Și ce vreau să vă spun cu asta, că atunci când eu eram ca voi, noi ne jucam cu asta. Și ce credeți că credeam noi că este atunci? O minge, ați greșit. Noi făceam altceva. Hop, făceam o gaură aici, o gaură aici. Și după aia luam un băț și cu el trebuie să fac o lucrare care este îngăduită în sabat. Thank you, thank you. Așa. Și după aceea, ce credeam noi că e? Ziceam că e o bicicletă. Și ne plimbam cu ea pe șosea, că altfel prin gropi nu mergea. Și o transformam câteodată, îi puneam o tablă aici și când mergeam tare cu ea, ziceam că este motocicletă. Și copiii se întreceau unii cu alții care, a cui bicicletă este mai bună. Dar unul dintre copii tare mult dorea să aibă o bicicletă. Când a crescut mai mare, a început să muncească și lucra cu 10 lei pe zi la o fermă ca să strângă bani să-și ia bicicletă. Și cu 10 lei pe zi, bicicleta era 805 lei. Cam câte zile îi trebuia lui ca să lucreze să ia acea bicicletă. Mulți, da, l-a mai ajutat și părinții, după cum spune povestea, și și-a luat bicicleta. Și acum, de la dovleacul acela, bicicleta lui era frumoasă și o lustruia în fiecare zi. Mergea cu ea prin sat și nu mai era nimeni ca el. Dar s-a dus și la oraș. Orașul cel mai apropiat era la 10 kilometri. A mers el cu bicicleta, tot așa mândru și măreț, și a intrat într-un magazin. Și a lăsat bicicleta afară. Și când s-a întors înapoi, ce credeți? Bicicleta nu mai era. Și a început să se uite în stânga, a început să se uite în dreapta, s-a uitat după toți care treceau cu bicicletele, doar nu fi bicicleta lui. Și s-a rugat el ca niciodată. Doamne, ajută ca să găsești bicicleta. Doamne, mergea și a mers așa cam vreo oră prin oraș și bicicleta n-a găsit-o. Și de acum trebuia să ia cale întoarcă pe jos, să meargă acasă. Dar la ultima casă din oraș era un depozit și parcă cineva din spate i-a spus: intră în curtea asta. Și a intrat în curte și când s-a uitat în partea stângă a văzut așa ca un șopron, o magazie cu multe biciclete, dintre care și bicicleta lui. Dar n-a luat-o. Avea o dorință ca să prindă și hoțul. Și s-a dus la miliție, poliție.
S-a dus și a spus povestea acolo. Și ofițerul de care era de serviciu a trimis un milițian cu el acolo la bicicletă. Milițianul s-a interesat ale cui sunt bicicletele. Zice, ale lucrătorilor care lucrează aici. Acum cred eu că milițianul s-a gândit, va fi hoțul gata să spună că e bicicleta mea? Nu, bineînțeles că nu. Și de chiar dacă era, nu spunea, și poate că și celelalte biciclete tot așa ajunsesele acolo. Dar ce s-a gândit el? Îi spune băiețelului, ia-ți-mă bicicleta și du-te acasă. Băiețelul a luat bicicleta și a plecat din nou spre casă. Cum a plecat el acum? Bucuros ca niciodată. Și nu numai că mulțumea pe drum, dar și cânta. Cânta de bucurie. Deci, lecția pe care noi putem să o avem de aici este că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Ascultă rugăciunea oricând suntem în situații dificile, El ne ascultă. Să ne ajute Domnul ca și noi să facem la fel. Amin. Mergeți la locuri.